Săracul și cei trei galbeni. Poveste din Franța. Odată un om sărac găsi pe drum trei galbeni. Strălucirea aurului din mâna lui îi stârni pofta de bogăție și acum mintea lui zbura la luxul de la palat, la mâncăruri alese, la straie scumpe și la câte și mai câte se pot cumpăra cu galbeni. Dar aceștia sunt numai trei galbeni, își spuse el. Ce să fac mai întâi? Și, ca să se gândească mai bine, se opri la primul han și, până una alta, ceru un pui fript. Desigur că șovăi mult stăpânul hanului până să îl servească, dar sărmanul om, ghicind motivul șovăielii, puse un galben strălucitor pe masă și cu un glas domol îl mai rugă odată. Fii bun și adu-mi un pui fript. Când privi galbenul, stăpânul hanului îngălbeni și el, căci în aceeași clipă îi fulgeră prin minte că bărbatul din fața lui nu putea fi decât un prinț sau oricum un mare bogătaș risipitor căruia îi plăcea să umble travestit. Căci mai avusese el de-a face cu mulți oamenii din aceștia. Cerându-și mii de iertăciuni, se retrase cu mii de plecăciuni ca să revină imediat după aceea cu un pui mare fript. Tot gândindu-se cum să facă să-și înmulțească cei trei galbeni, el mai ceru între timp trei plăcinte cu mere și vin bun, dar tot nu-i veni în minte nicio idee năstrușnică. Plictisit și îngândurat, se ridică să plece. Spre mirarea lui, stăpânul hanului îi dădu înapoi galbenul pe care îl lăsase pe masă, împreună cu un coș cât toate zilele plin de bunătăți. Și în timp ce se închina în fața lui până la pământ, îl rugă stăruitor să nu-l uite. Onorat de prezența voastră în hanul meu, vă rog să nu uitați de purtarea mea cu înălțimea voastră și când o avea și eu vreo rugăminte să mi-o împliniți, încheie hangiul, întinzându-i timid coșul cu bunătăți. Îți mulțumesc, omule, ci fi sigur că nu voi uita bunătatea ta, îi răspunse omul cel sărac, uluit de ce puteri miraculoase începea să dovedească un singur galben. Și de unde credea că pierduse unul din galbeni, rămase cu tot ce venise, ba pe deasupra și cu un coș cu merinde alese, pe lângă supunerea și prețuirea hangiului. Ceea ce se petrecuse la han i-a dat ghes să mai intre și la croitorul de alături, prevenit din timp de o slugă a hangiului că un prinț de seamă se află acolo, îmbrăcat în cerșetor. Intră să-și comande un costum frumos. Croitorul începu să-i arate cele mai fistichii și mai înzorzonate costume. Tot ce vă place în prăvălia mea vă aparține și mă voi simți îndatorat dacă vă alegeți ceea ce vă doriți, fără a-mi plăti niciun galben, ci doar cu rugămintea ca de azi înainte să vă faceți costume numai la mine, îi vorbi croitorul. Și omul cel sărac își alese câteva dintre cele mai frumoase costume și îi făgădui croitorului că numai la el va veni de azi înainte. Plecând cu costumele, îi spuse croitorului că după colț îl așteaptă caleașca sa. Așadar, și de la croitor plecă cu toate onorurile și cum lângă croitor locuia cizmarul, prevenit și el, povestea s-a desfășurat la fel, încât omul cel mai prăpădit și mai neștiut de nimeni, din zorii zilei, ajunsese cel mai împopoțonat și cel mai vestit până la sfințitul soarelui. Văzându-l vecinii cât de încărcat de lucruri scumpe se întoarce acasă, când știau ei cum plecase în zori, se minunară și îl întrebară. Dar prin ce minune te-ai îmbogățit așa într-o singură zi? Ce comoară ai găsit? N-am găsit decât trei galbeni în drum, dar până seara s-au înmulțit. Dacă o ți găsi și voi, veniți și vă voi spune toată povestea, le răspunse el simplu.
Dar nimeni n-a venit să-l roage să-i povestească, fiindcă nimeni n-a mai găsit de atunci niciun galben pe drum, dar rămite trei. Unde-s mulți, puterea crește. Poveste din Rusia. Într-o pădure, odată, o căprioară se prinse în lațul pus de un vânător. Disperată, începu să se zbuciume, dar nu izbuti să se salveze. Din întâmplare, au trecut chiar prin locul acela câțiva iepurași, prietenii de-ai căprioarei. Și unde n-au început iepurașii să ronțăie și să ronțăie ca să-i poată găsi o ieșire prietenei lor, căprioara. Dar până ce să termine lucrul lor, iepurașii, parcă se auzi un foșnet îndepărtat în pădure. Într-adevăr, se apropia chiar vânătorul care pusese capcana aceea. Înlemniseră și căprioara și iepurașii de spaimă, ca nu cumva să ajungă vânătorul acolo înainte de a putea ei să o elibereze pe căprioară. Dar un cârd de păsări care zburau pe deasupra lor, privind cu încântare la hărnicia iepurașilor, cu inima cât un purice, dar cu sufletul de aur, se grăbiră să-i scoată din impas pe prietenii lor. Și zburând în întâmpinarea vânătorului, încercară să-și zbată aripile repede, făcând ocoluri pe deasupra capului său, ca să-l abată din drum, să-l facă să întârzie, ca să poată fi salvată căprioara și bieții iepurași. Și, într-adevăr, păsările îi atraseră atenția. Dar când era gata să ochească una dintre ele, iată că o viespe se grăbi și ea să le ajute pe bietele păsări miloase să nu fie jertfite, și cu o clipă înainte de a ochi, îl înțepă pe strajnicul vânător, de-l făcu să tragă cu pușca în aer. Plictisit de joacă fără de folos cu păsările care mai mult îl necăjiseră, se duse înfipt spre capcana lui, curios să vadă ce prinsese în plasă. Cum însă iepurașii nu stătuseră degeaba până atunci, au avut timp să roadă atât cât să salveze pe nevinovata căprioară. Și astfel, unindu-și puterile, toți acești prieteni ai pădurii s-au ajutat unii pe alții în ziua aceea, încât vânătorul s-a întors acasă fără nicio pradă. De unde s-au ivit măgarii? Poveste din Africa. Cândva trăiau pe lume numai cai, iar de măgari nici nu se pomenea. Iată că printre telegari se găsi un cal nemaipomenit de uituc. Odată, acesta se duse la zeu și îi zise: "Domnule zeu, fii bun, te rog, și spune-mi cum mă cheamă pe mine." "Pe tine te cheamă cal." Nu trecură nici două zile și calul își uită din nou numele. Se înfățișă zeului și îl rugă să-i mai amintească odată numele. Zeul era în toane bune și, zâmbindu-i, îi zise: "Pe tine te cheamă cal, dar nu mai fi atât de împrăștiat, nu ți mai uita numele și nu mai veni să mă plictisești cu fleacuri. Și așa am atâtea treburi de făcut." Calul își clătină capul în semn de mulțumire și plecă. Trecură alte câteva zile. Iată că într-o noapte calul se trezi și nu fu chip să-și aducă aminte cum îl cheamă. Gândi mult și bine, dar degeaba. Tulburat peste măsură, calul se hotărâ să meargă din nou la zeu și să-l întrebe cum îl cheamă. Dar de data aceasta, zeul era în toane rele. Când află pentru ce veni calul, își pierdu cumpătul de tot. "Măgar, asta ești!" strigă zeul la el. "Ai priceput? Ești măgar și ai să rămâi măgar." Și zeul îi lungi calului urechile ca să poată auzi mai bine ce îi se spune. Și uite așa, de atunci s-au ivit pe lume măgarii urecheați. Fructul cel mai valoros,
Poveste din Bulgaria. A fost odată un tată care avea 3 feciori. Într-o zi îi chemă la el și le spuse: am să vă dau la fiecare câte o pungă cu galbeni. Mergeți în lume și căutați fructul cel mai valoros. Care dintre voi mi-l va aduce, am să îi dăruiesc jumătate din averea mea. Feciorii luară pungile cu galben și porniră fiecare în 3 părți ale lumii în căutarea fructului celui mai de preț. După 3 ani se întoarseră cu toții la tatăl lor. Ei, zise acesta, întorcându-se către feciorul cel mare, ce mi-ai adus? Băiatul îi răspunse: fructul cel mai valoros, tată, este acela care este cel mai dulce. Eu ți-am cumpărat un ciorchine de strugure. Dintre toate fructele pământului nostru, acesta este cel mai dulce. Bine ai făcut, puse tatăl. Mi-ai adus un fruct tare bun. Dar tu ce mi-ai adus? Și se întoarse către fiul mijlociu. Tată, eu m-am gândit că fructul cel mai valoros este acela care se găsește cel mai rar. De aceea m-am dus în țările sudice și ți-am cumpărat fructe rare, ce nu cresc pe la noi. Uite, nuci de cocos, curmale, portocale, banane, din fiecare câte puțin, ca să ai de unde să alegi. Poftim, ia ce-ți place. Bine ai făcut, fiul meu, mi-ai adus fructe minunate. Am să aleg una dintre ele, zise bătrânul. Apoi se întoarse către feciorul cel mic. Dar tu, fiule, ce mi-ai adus? De ce te-ai întors cu mâinile goale? Este adevărat, tată, că m-am întors cu mâinile goale, însă banii pe care mi-ai dat nu i-am risipit pe fructe scumpe, ci m-am înscris la o școală. 3 ani de zile am tot învățat. Fructele pe care le-am cules nu se văd, pentru că ele se află în inima și în mintea mea. Socot, tată, că acestea sunt cele mai valoroase fructe. Auzind aceste cuvinte, tatăl se bucură nespus și zise: tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe, fiul meu. Tu meriți răsplată făgăduită, pentru că nu există fruct mai valoros ca învățătura.